au învățat direct de la pompieri cum să reacționeze corect în caz de incendiu și cutremur, despre riscul jocului cu focul, dar și despre imprudența la utilizarea surselor de aprindere. Vorbim despre elevii Liceului Alexandru Ioan Cuza din Capitală, care au participat la o lecție de protecție civilă desfășurată de angajații GSU cu scopul promovării bazelor securității vieții și pregătirii tinerei generației în domeniul reacționării corecte în situații de criză. Elevii spun că regulile învățate în cadrul seminarului le vor fi de ajutor în viața de zi cu zi. Consider că este foarte util să cunosc aceste lucruri, deoarece viața este imprevizibilă și oricând poate să intervină ceva ce m-ar pune într-o situație în care trebuie să acționez cât mai repede și cât mai corect posibil. Când noi ardem, nu trebuie să ne ducem, să fugim, că așa mai multă să arde. Dar să te pui pe jos și să te dai dintr-o parte în alta. Și să ne evacuăm unde, într-un loc sigur, unde se poate de stat până pompierii vin să stingă focul. Până nu trebuie să fim panicați. Apoi trebuie să ieșim regulamentat după conform planului de evacuare. Astfel vom omite diferite cauze care vor provoca imbulțeală. Pe lângă informațiile prezentate în cadrul prelegerii, elevii au participat și la exerciții de evacuare din instituție. Optăm să formăm un comportament responsabil adecvat în situații excepționale, ca să exercite odată armenire, să cultive calmul, responsabilitatea și sensibilitatea la situații excepționale. Noi încercăm să prevenim copilașii despre prezența pericolului care poate să-i aștepte acasă. Totodată metodele de evacuare, metodele de apărare împotriva incendiilor, metodele de protecție în caz de cutremur sau de încărcări. Liceul Alexandru Ioan Cuza este frecventat de peste 800 de elevi.